bun găsit, sunteți la TV Buzău, o ediție specială în această seară. E un caz destul de delicat despre care o să vorbim. O să încercăm, prin această ediție pilot, să ajutăm un băiețel de 2 ani și jumătate să aibă o șansă la o viață normală, pentru că vorbim despre Mario, repet, un băiețel de doar 2 ani și jumătate, care a fost diagnosticat cu tumoare pe creier. Iar părinții, vă dați seama și noastră, sunt într-o situație destul de dramatică. Se luptă, fac eforturi incomensurabile pentru a strânge bani, în așa fel încât să fie operat micuțul în Germania. Este evident că în astfel de situații costurile sunt destul de mari, iar, din păcate, fiind o familie simplă, o familie de-a noastră din popor, vă dați și noastră seama că nu are această posibilitate să aibă acești bani la îndemână. Este vorba despre o sumă de 45.000 de euro. O să aflăm toată povestea în această seară și încercăm astfel să sensibilizăm oamenii care vor să ajute în așa fel încât, repet, micuțul Mario să aibă o șansă la o viață normală. În studioul nostru pentru această emisiune se află tatăl lui Mario. Este vorba despre domnul Marian Tănase. Bună seara! Bună seara, vă salut! Și alături de noi se află și colega mea, Maria Stroie, cea care a realizat reportajul pe care urmează să îl vedeți în câteva momente și care a mers acolo în familia Tănase și a văzut îndeaproape cu ce se confruntă cei doi tineri care o să fie fericiți în câteva luni, pentru că soția domnului Tănase este însărcinată, o să mai vină un băiețel pe lume în familia lor și sperăm să fie sănătos și să aveți parte numai de bucurie alături de el. Deocamdată treceți prin momente destul de delicate cu Mario. Îți mulțumesc și ție, Maria. Mulțumesc și eu. Bun. Haideți să dăm acel material, reportajul realizat de Maria Stroie, după care o să discutăm mai multe cu tatăl lui Mario, cum s-a ajuns la diagnostic, momentul în care s-a aflat pentru prima dată, ce este de făcut în această situație și multe alte discuții care se pretează într-un astfel de caz umanitar. El este Mario Tănase și după 2 ani de zile un copil normal, dintr-o dată... Până acum 2 luni de zile era pur și simplu un copil normal, fără niciun fel de simptom, fără absolut nimic. Dintr-o dată, într-o noapte, a început un episod de vomă, urmat de altele. Totul a pornit în luna februarie a acestui an, de la niște dureri abdominale și stări de vomă tratate la Buzău cu antibiotice. Fără rezultat însă și agravându-se situația, părinții au ajuns cu Mario la București, la Spitalul Grigore Alexandrescu și apoi la Spitalul Bagdasar Arseni. Micuțul era deja deshidratat, nu mai mânca, era somnolent, iritabil și abia mergea, era speriat de halatele albe cu mânuțele vinete de la branule înfundate. Poți pe peste tot la toți doctorii, inclusiv la clinici private și ecografii și analize peste analize, nu ieșea nimic, până într-un final unde am ajuns la un doctor care a știut să ne spună ce are. Și văzându-l din prima ne-a zis, după toată povestea noastră, sigur e o comandă greșită de la cap și de-aia vomă și până la urmă chiar așa a fost. După o zi, două, am făcut computer tomograf și era ieșit exact ce a spus dânsa. După care am fost, oricum nu eram pe ultimul metru când am ajuns la spital. Mario a fost operat pe 4 martie, însă din cauza localizării tumorii, aceasta nu a putut fi extirpată în totalitate. A urmat o nouă operație la care s-a montat un drenaj ventriculo-peritoneal cu valvă reglabilă. După prima operație am stat la reanimare de seara de la 17.30 cum ar veni, până dimineața la 9.30, eu personal, non-stop cu el și am dat să mănânce cu paiul cum ar veni. După care am făcut un computer tomograf de probă și au văzut doctorii că într-adevăr scosese cea mai mare parte, dar exact acolo unde trebuia să o mai scoată și pe cealaltă nu au avut cu ce. Iar ei au considerat că probabil lichidul o să-și dea drumul
să circule, dar rămânând tumoarea care a rămas acolo, na, și-a dat drumul. După a doua zi deja avea presiunea de 6 ori mai mare în cap și a fost nevoit de urgență să-i muteze drenaj. Pentru ca Mario să crească sănătos, este nevoie de o nouă operație în Germania pentru a fi îndepărtată tumoarea rămasă. Costurile în afara țării presupun eforturi uriașe pentru părinții lui Mario, dărâmați de drama prin care trec. Interesându-ne pe toate fronturile și pe peste tot unde am întrebat și pe unde am fost, și în România și pe peste tot, am reușit să luăm legătura la Hanovra, la IMI. Singura lui șansă din, cel puțin din Europa, ne-au dat șanse că o să curețe ce a rămas, o să curețe iar în proporție de 90% din ce a rămas, 80-90%, rămânând foarte mică, cu tratamente o să, au spus că o să facă tot posibilul să fie un copil cât de cât normal. Problema este că la IMI nu se poate merge cu, eu știu, să ne deconteze statul cu formular sau așa mai departe, pentru că este clinică privată. Mai exact, familia lui Mario are nevoie de peste 45.000 de euro, sumă de care depinde viața micuțului de doar 2 ani și jumătate. Noi am început să mai facem credite peste credite, mai vindem ce mai avem de vândut și să sperăm cu ajutorul tuturor, poate reuși să strângem banii la timp și să ajungem cu el la timp ca să poată fi reoperat și să putem să îi redăm o șansă la viață. Astrocitomul lui Mario nu are timp pentru ca sistemul românesc de sănătate să-și revină. Are nevoie urgent de suma necesară pentru a putea pleca în Germania. Împreună cu voi, oameni de suflet care nu pot rămâne indiferenți la un asemenea caz, vom putea strânge suma necesară pentru a-i reda șansa la o nouă viață. TV Buzău lansează prin acest reportaj o campanie umanitară pentru sprijinirea lui Mario Tănase. Cei care vor să ajute pot dona bani în conturile afișate pe ecran. Vineri seară, la emisiunea A Patra Putere, la ora 20, tatăl micuțului va veni la TV Buzău și veți putea afla mai multe detalii despre acest caz. Da, iar tatăl lui Mario este aici prezent în studioul nostru, alături de colega mea Maria, după cum spuneam. De la bun început precizăm că pe ecran rulează cele două conturi, atât în lei cât și în euro, deschise pe numele tatălui, pentru cei care vor să doneze bani, în acest caz umanitar, ceea ce evident că avem această mare rugăminte la adresa dumneavoastră. Bun, ați aflat foarte pe scurt povestea lui Mario, sunt multe de discutat și încercăm să începem oarecum într-un mod firesc. Mario s-a născut, n-ați avut niciun semn de nici pe perioada sarcinii sau modul în care se testează în acest moment sarcinile și nu s-a putut depista sau nu? Nu, chiar am făcut 4D-ul la timp, chiar am fost la toate investigațiile și de natură de analize. S-a născut a avut, doar când s-a născut, a avut un pic de, au spus doctorii de aici, că s-a adaptat un pic mai greu, a fost ținut puțin la incubator, vreo câteva zile, 2 zile sau 3, nu mai rețin foarte bine. După care el a fost chiar un copil normal, s-a dezvoltat foarte bine. Noi am încercat din toate puterile să îl creștem cât mai bine, în sensul să-i dăm ce e mai natural, să mănânce ce trebuie, să bea ce trebuie la timp și așa mai departe. Timp de 2 ani și ceva de zile n-am avut deci n-a dat niciun semn, nimic, absolut nimic, motric. Și cu toate acestea, care a fost explicația medicilor? Una ambiguă, nu știu cum să o numesc, nu am cuvânt sau nu reușesc eu să-mi dau seama cum să o numesc. Se zice că fiecare om are în corpul său câteva celule de altă natură, de natură canceroasă. Ele, la unele persoane, pot crește sau se mulți, cum s-ar zice, și la altele nu, în contact cu anumite substanțe sau în contact de, eu știu, de externă sau și așa mai departe. Acum nu știu ce să spun, că doctorii nu mi-au spus exact că din cauza asta a făcut sau din altă cauză. Nu știu, e
cel mai dificil și cel mai greu este că am aflat-o așa cu pumnul în gură, ca să spun, sau nu știu cum să o numesc, direct, fără să ne mai avem timp măcar să aflăm din timp, poate ne duceam de prima dată în altă parte cu el sau n-a mai, a fost deja prea târziu, noi am umblat 3 săptămâni cu el de când ne-a dat primul contact, că e ceva în neregulă. Bun, înțeleg că primul pas a fost să mergem undeva prin Buzău, pe aici. Da, păi s-a întâmplat în felul următor. Un copil normal din mai anul trecut până acum, nici măcar, nu știu dacă a luat o singură dată Panadol până la începutul februarie. Iar pe frigurile acelea, noaptea se mai trezea când și când și mai cerea lăptic. M-am trezit pe la ora 4, i-am făcut lăptic, cât am ieșit eu până afară de am mai băgat în foc, că stăm la țară cum ar veni. Când m-am întors înapoi, deja el vomase absolut tot și era rău. M-am căutat să-i dăm debridat, că așa se dă la copii. Nu mai aveam, pentru că, cum spusesem, nu am mai dat de mult timp. Și m-am dus repede în oraș la o farmacie din asta care e deschisă non-stop. Am cumpărat, 20 de minute am sosit înapoi și când am venit era mai rău. L-am îmbrăcat în 2 minute, am ajuns în 10 minute la urgențe, am așteptat aproximativ 45-50 de minute până a venit doamna doctor, dar între timp s-a schimbat tura și a mai durat încă vreo jumătate de oră, în sfârșit ca la noi. Da, după care s-a luat sânge, dar între timp cred că are viermișor la stomac. A pus perfuzie, haideți că îi facem cefort. Așadar v-ați confruntat cu niște diagnostice greșite până la urmă. Chiar greșite. După care i-am făcut 3 zile cefort la 12 ore. A, deci gata, ăsta a fost consultația. Acasă și... Gata, la Buzău. Atât, da. Am înțeles. După care... 2 zile, normal, după antibiotic a fost mai binișor așa cât de cât. 3 zile iar rele, du-te iar la alt doctor, du-te la pediatru, du-te la medicul de familie, alt antibiotic, că nu i-a trecut, o fi de altă natură viermișorii, între ghilimele. După diagnosticul care... era același. Diagnosticul era bun, același. Dar în tot acest parcurs pe care l-ați avut în sistemul medical din Buzău, nu s-a gândit niciun medic să meargă mai mult, să avanseze totuși cu... Sau eventual să-i trimită în altă parte. Să facă niște analize totuși. Nu. Chiar ne spuneau să ne ducem liniștiți acasă că o să se facă bine. Da, nu știu ce să zic, în sfârșit nu contează. Dacă le spuneți, domne, a avut primul ăsta tratament, e mai rău, nu-și revine. Iată, astea sunt simptomele, într-adevăr. Știți ce îmi spunea? Îmi spunea... Du-te, domnule, când nu te uiți la el cât e de voinic, cum să aibă probleme? Într-adevăr, Mariu este un copil foarte voinic, prietenos și extrem de sociabil, în ciuda diagnosticului cumplit pe care îl are și nu îl trădează absolut nimic. Deci absolut nimic nu îi trădează cumplitul diagnostic, repet, decât cicatricele care i-au rămas în urma operațiilor pe care le-a suferit. Îmi imaginez că șocul a fost cu atât mai mare, cu cât trebuie să le reamintim telespectatorilor că Mario, a fost un copil absolut normal până la acel moment. Da, după cum v-am spus, am încercat să-i dăm ce a fost mai bun, să-l creștem cât mai bine, pentru că ținând cont că prima operație a durat doar operația în sine 7 ore jumate, el a rezistat extrem de bine și s-a refăcut foarte repede. Tocmai din cauza creșterii lui foarte, foarte, foarte bine. În sensul că a fost foarte puternic, corpulent, mai puțin problema cu tumoarea. El în rest este foarte puternic și are voință de fier să lupte și a luptat tot timpul. Da, să revenim la... Bun, întorcându-ne la traseul de aici de la Buzău, după cât timp ați decis să mergeți totuși cu el, văzând că aceste tratamente date la Buzău nu și-aveau niciun efect? După al doilea tratament, după al doilea antibiotic, am văzut că este tot rău, că de fapt am înțeles că antibioticele hrănesc tumoarea, adică o cresc. Noi ne-am dus la Alexandrescu la urgențe. Adică după câte zile?
10 zile, 12 zile. 10 zile care ați stat degeaba, nu vi s-a dat un diagnostic normal și nu s-a mers. Deci, Din potrivă, poate au agravat situația. Păi da, hrănindu-l cu antibiotice... Antibioticele scad automat imunitatea. Exact, din tot ce am înțeles la București de la medicii specialiști, antibioticele hrănesc tumoarea, adică o cresc. Da, după vreo 10-12 zile am văzut că de fapt ne lovim de pereți și nu rezolvăm nimic. Am plecat la urgențe, ne-am dus acolo. La urgențe am spus și noi exact ce am făcut, în ce stadiu suntem, ce îi dăm, cum este. La care a zis să ne ducem la fel, să încercăm cu hemiopate. Am cumpărat încă din asta, cum îi spune, pentru să fac aerosoli. Și după încă câteva zile, el normal că o zi, două mai bine că îi schimbai cu ceva și pe urmă iar rău și din rău în mai rău. Slăbise deci, deja 2 kg. Deci ce diagnostic a primit? Vermișor la stomac. Deci acest diagnostic a fost de toți, da domnule, are vermișor la stomac. Da, dar nu-și puneau niște semne de întrebare văzând că... Nu, adică eu sunt convins rezultat. Că le-a zis ca părinți, domne, dar stați așa că asta a fost tratamentul primul, dar sigur. Eu sunt convins că ați și rugat medicul sau medicii, domne, haideți să vedem, să facem și alte analize, să poate cine știe. Deci când am ajuns la Alexandrescu în acea zi și ne-a spus duceți-vă acasă, că e bine, noi n-am plecat acasă, am oprit la MedLife, la clinica pentru copii. Ne-am dus acolo, am plătit analize totale din nou, a nu știu câta oară, am plătit ecograf general, deci numai la cap nu, că nimeni nu s-a gândit la lucrul ăsta, noi ca părinți ce să ne gândim că copilul meu are o problemă la cap, vă dați seama, nici nu mi-am închipuit. Dacă medicii nu s-au gândit, Da, nu mi-am închipuit așa ceva, că probabil... Probabil aș fi făcut eu lucrul ăsta cu siguranță dacă eram medic, să zic, nu știu ce să spun, nu sunt medic. Și n-a ieșit absolut nimic, nici din analize, nici din ecografie, din contră. În ecografie se vedea că este foarte puternic la toate organele, la tot ce era însemna el, mai puțin la cap, nu i-a făcut nimeni nimic. După care am plecat acasă, după încă o săptămână, am văzut că este din nou din rău în mai rău iar și că slăbise și că nu mai avea chef și deja era... Alte episoade de vom? Episoadele continuau tot timpul. Deci era poate o zi nu voma, dar a doua zi voma. Puțin sau mai mult, dar voma. Și într-un final ne-am hotărât, i-am zis soției într-o dimineață, când am văzut că el este palid, zic îmbracă-l, în 5 minute ne pregătim, ne ducem și nu mai plecăm de acolo până nu facem investigații, de analize, de tot ce trebuie, până la capăt, de acolo nu mai plecăm decât cu copilul bine acasă. Așa am făcut, ne-am dus acolo la insistențele noastre, ne-au internat până la urmă. La Grigore Alexandrescu. La Grigore Alexandrescu, aici n-am mai fost, că dacă n-am rezolvat nicio problemă, n-avea sens. Între timp aflasem că la gastroenterologie, dacă nu greșesc, așa îi spune, pentru stomacel la copii acolo, la secție, am dat de doamna Becheanu, aflasem că este într-adevăr o doctoriță mai bună, nu neapărat trebuie să duci la privat, că am fost și acolo și același diagnostic. Așa, am dat de o doctoriță care a știut și după toată povestea noastră, spunându-i exact ce s-a întâmplat, că copilul am fost dintr-o dată vomat, că am fost cu el la urgență, că i-am dat antibioticul ăla și cu ăla și el tot vomă și din analize nu reiese nimic, dânsa a spus din start, este o comandă greșită de la cap dacă dumneavoastră ați făcut toate treburile astea și copilul după atâta timp... Da, prima dată am zis că glumește, nu știam ce să zic, am tremurat puțin, m-am liniștit, păi că trebuie să-i facem investigații la cap. Zic, bine, bine, doamnă, facem, sigur că da, nu e problemă, dar sper să nu fie asta, ci că să dea Dumnezeu să mă înșel, că nici eu nu-mi doresc. Zic, bine, doamnă, haide să facem, am cam plutit, sincer. Ne-a trimis a doua zi imediat și la oftalmologie să vadă cam cum stă copilul și la ochi. La ochi el vede, numai că într-adevăr aruncă ochiul drept când și când câteodată, cam din perioada aceea.
Deci pe partea unde e poziționată tumoarea, parcă? Nu, este pe partea unde a fost făcută operația. Cred că acolo a fost mai mult. Acum sunt un mic doctoraj doar la ce s-a întâmplat. Din primul remene, într-adevăr, era cea mai mare parte cam acolo. Oricum, tumoarea a fost foarte mare, aproximativ 25% din suprafața craniană, localizată în spatele ochilor, către centrul creierului, adică către bulb, către centrul creierului, cum ar veni, și ce a rămas, a rămas exact, după cum ați văzut și în material, exact pe bulbul creierului, de fapt pe centrul de comandă al creierului, și de aceea cei de aici nu s-au băgat acolo să facă, pentru că nu au aparatura necesară, în primul rând. Doctorii de la Bagdazar, eu nu am ce să spun, și-a făcut oamenii datoria pentru ce a putut, n-a rămas băiatul cu sechele, mai puțin că nu i-a mai crescut un pic de perișor pe partea cealaltă în cât pui degetul, dar în rest este în regulă, adică merge, mănâncă, n-are nicio problemă din asta așa să gravă, și ne-au și spus că acolo e foarte periculos și într-adevăr ne-au confirmat și cei din Germania că este foarte periculos și de aceea au spus că cea mai mare parte ori s-o scoată și de acolo, dar nu toată, pentru că este într-adevăr centrul creierului, am înțeles că este foarte sensibil și dacă îl cam atingi s-ar putea să moară în secunda aia. Da, și... Bun, deci acel moment în care doamna doctor de la Alexandrescu și-a dat seama numai din ce ați povestit, din ce a văzut pe fișe și tot ce a însemnat tratament, s-a făcut această investigație la cap. Da, ne-a trimis după oftalmologie, într-adevăr a ieșit edem papilar la ambii ochi și după aceea la o oră am ajuns la Floreasca cu el greu, în sfârșit, și după ce a făcut CT, adică computer tomograf, exact ce a spus dânsa, a confirmat cei de acolo prin CT, după care ne-am întors într-un sfert de oră, jumătate de oră, și când i-am spus, toată lumea era jos, în sfârșit, în 5-10 minute s-a făcut toată lumea s-a strâns și ce facem, unde îl trimitem, că era oricum destul de, ajunsesem oricum destul de grav acolo. Opriți-vă un pic, ceea ce vreau să înțeleg și eu și cred că și telespectatorii și cu toții să înțelegem. Dacă tot se tărăgăna, eu știu, traseul ăsta prin sistemul medical, până în momentul în care acea doamnă doctor și-a dat seama că ar fi simptomele care ar putea avea legătură cu o comandă greșită, mă rog, cu o comandă la nivelul capului, așa cum v-a precizat dânsa, să înțeleg că era în pericol chiar să și, nu știu, ce pericol exista, vi s-a spus? Putea să și moară. Da, sigur. Păi, vă dați seama că el deja, noi când, deci după ce s-a făcut atunci un fel de consiliu, 5 minute maxim, 10, și deja ne-a trimis dincolo la Bagdazar, când am ajuns acolo, doctorul nu s-a închinat, dar s-ar fi închinat. Adică ne-a spus că, domnule, de-ai ajuns nu pe ultima sută de metri, nu pe ultimii 10 metri, pe ultimul metru. Adică, oricum, ne-au speriat destul de grav. În sensul că au zis că, oricum, nu se gândeau că o să mai scape, nici ei care l-au operat, nu se gândeau că o să mai scape cu viață după ce au văzut pe remene, când a făcut remeneul a doua zi. Și ne-au și speriat. Noi, sincer să fim, au venit și bunicile, ne-au mai ajutat, că stăteam câte doi de îl păzeam non-stop și zi și noapte de când ne-am ajuns la București. Ne-am dus la biserică să ne închinăm. Și doctorul s-a speriat cum nu sunt aici. Și într-un fel de ori am ajuns înapoi, pentru că am zis, domnule, ce pot să mai fac eu decât să mă rog la Dumnezeu, să mă duc, să mă rog în biserică la Dumnezeu, că altceva nu puteam eu fizic să fac decât asta. Și am venit înapoi, am pucasem să mă duc la biserică și Dumnezeu a fost cu el și cu noi, bineînțeles, și a rezistat eroic. Și a intrat în operație. A intrat în operație, a durat 7 ore jumate operația, doar operația, nu cu pregătire, cu tot. După cum ați văzut și în material, la 17:30 aproximativ, 18, spre 18 a intrat l-a scos din operație și am intrat în reanimare.
Până dimineața la 9:30 am stat cu el non-stop, secundă de secundă. El s-a comportat normal până spre 12 a doua zi, pentru că a avut drenaj, că după operație la cap se pune drenaj extern, adică un furtunaj care scoate lichidul, care nu mai trebuie și așa mai departe, curăță acolo. Și cât a ieșit de acolo, el a fost normal. După ce a scos furtunașul, fiind de la tumoare, s-a făcut hidrocefalia, s-a produs hidrocefalia pentru că s-au obturat canalele prin care circulă lichidul în fiecare cap al fiecărui om. Și atunci, după ce s-a închis drenajul, normal, el de la în jur de ora 12 până a doua zi de dimineață, doctorul a sunat de două ori noaptea, că oricum celălalt doctor a stat de gardă și l-a sunat. Și atunci s-a mărit presiunea și dimineața când a măsurat-o era de 6 ori mai mare. Care erau speranțele dumneavoastră în acele momente? Mă gândesc, știați dinainte că, din păcate, tumoarea nu va putea fi extirpată, da, știam, total? Știam. Știam, dar am zis, oricum, altă șansă nu avem. Între timp, noi ne-am informat că ar mai exista alte clinici, altceva, poate cu altă aparatură. România. Nu, în România știu că există, am aflat de după operație, că mai există la un spital privat la Monza și mai este un doctor foarte bun, neurochirurg, domnul Stoica. Sincer să fim, am fost și la dânsii după ce am făcut al doilea RMN săptămâna asta, l-am dus și acolo și ne-au zis că să mai vadă peste vreo 3 luni. Probabil că nu prea încearcă așa ceva. Adică am vorbit cu asistenta dânsului și m-a zis că momentan nu știe ce să zică. Așa. Da. Operat de două ori, să înțeleg, nu? Da. De două ori. Da. Atât s-a putut să se facă în România după aceea a urmat pașii, da, informările vis-a-vis de unde ar putea să se intervină încă o dată chirurgical pentru a mai extirpa din această tumoare. Ceea ce ne frapează înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate este că, bine, pe de o parte, slavă Domnului că nu s-a ajuns la ceva și mai grav înainte să se descopere după atât amar de timp ce avea în realitate Mario. Pe de altă parte, poate că ar trebui, și sfatul meu este să vă gândiți oarecum că o parte din bani ați putea să-i recuperați de la cei care, până la urmă, din punctul meu de vedere, au săvârșit un malpraxis. De moment ce tu nu ești în stare, venind părinții de atâtea ori explicând că nu se simte mai bine după atâta timp, să continui să aplici un tratament greșit, asta este malpraxis până la urmă. Deci să înțeleg că asta v-au zis medicii de la Bagdasar Arseni, că Doamne, ați venit exact în ultimul moment. Ultimul metru, exact. Ultimul asta metru. A fost exprimarea și nu odată. Deci de câte ori am încercat cu lacrimile în ochi să vorbesc cu domnul doctor, a ridicat din umeri și eu o să fac oricum tot ce pot pentru el, dar că oricum fac, nu neapărat că el dumneavoastră sau eu este alt copil. Ei și-au făcut datoria. Zis, adică chiar v-a și avertizat, sigur, că s-ar putea, dar să... nu că ne-a avertizat, ne-a înspăimântat de, am zis că am semnat cu ochii închiși. Zic, domnule, oricum nu mai am ce să fac și chiar dacă aflasem că într-adevăr există și alte locații în care sunt medici buni și aparatură bună, nu mai aveam timp să plec cu el. Deci eram pe ultimul metru, în sensul că dacă îl luam din spitalul acesta, puteam muri până la mașină. Nu era supravegheat, nu se dădea tratamentul care trebuie la timp sau, eu știu, în funcție de reacția pe care o avea la momentul ăla, că era destul de mare tumoarea și presiunea și așa mai departe, vă dați seama că riscurile erau enorme și eu ca părinte am zis, zic, aici sunt totuși doctori, sunt oameni care au operat și zic, trebuie să știe ce au de făcut. Zic, cât s-o putea, exact cum mi-au zis, că oricum cea mai mare parte ori s-o scoată după ceea ce au și făcut. Zic, sperăm să scoată cât mai mult, sperăm să-l scoată cu viață. Sincer să fiu, atunci în zilele alea două, înainte și de după operație, trei chiar,
nu m-am rugat la Dumnezeu decât să iasă cu viață. Nu mai gândeam că o scoate toată, că nu o scoate toată, că o fi să supraviețuiască, pentru că cel mai important lucru la ora aia, asta era și într-adevăr asta simțeam, asta trebuia făcut. Dacă plecam cu el de acolo, nu cred. Eu personal, că sunt părintele lui, nu știu dacă rezista. Până la urmă, reacțiile medicilor de acolo, de la București, ne pot, mă rog, îndreptăți să spunem că i-a fost salvată viața. Da. Chiar și în ultimul moment. Da. Și este înspăimântător cum medicii de la Buzău i-au agravat situația. Da. Pentru poate că nu, nicio surpriză, nu trebuie Maria, să din ascundem de vedere, lucrul din păcate. Ăsta. Poate că nu este nicio surpriză, dar slavă Domnului, repet că s-a întâmplat să se afle tot, chiar dacă atât de târziu, dar uite că a fost momentul salvator. Eu vreau să vă întreb, îmi cer scuze, domnule, să nu uit să vă întreb acest lucru. V-au spus anumiți medici de acolo, sau dacă i-ați întrebat, mă rog, acolo, în stările alea pe care le aveți, până la urmă, le aveți până la urmă interesul sau sufletul, gândul, toate lucrurile astea erau la Mario. Dar vreun medic v-a spus, domnule, tratamentul ăsta aplicat greșit a agravat, eu știu, amplitudinea acestui tumor? Pentru că e limpede că da. Păi de acolo știu că... Deci ei acolo v-au spus medici, au zis, domne... La București am aflat de la medici că, de fapt, antibioticile hrănesc tumoarea. De orice natură. Nu neapărat că e de un fel sau de altul, sau este localizat într-un anumit loc, nu. Deci, cred că toată lumea știe, cei și care cunosc. Și mai mult de atât scad imunitatea, ceea ce... Da, bineînțeles. Implicit, deci, de fapt... Asta e reala problemă. Asta e reala problemă. Scade imunitatea și normal că tumoarea crește. Când nu ai imunitate, ea crește alarmant, ca să spun așa. Chiar și într-un timp atât de scurt. Da, sigur. Nu știu, adică timpul exact, dar oricum la el cred că cu siguranță a fost un timp foarte scurt de a crește destul de mare, ca idee. Nu știu. Adică 25% mie... din suprafața. Da. Pă, și gândiți-vă că mai exista și lichid, după cum se vedea și în remene și se vede și acum, și restul ienii. Cu toate că căpușorul lui, ca să zic așa, nu, nici acum, că e același un om, să zic, normal. Normal, oarecum, nu. Da. Da. Bun, sunt de nevoie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom discuta și despre eforturile pe care le fac părinții pentru a strânge suma de bani necesară intervenției în Germania, la o clinică privată din Germania. Ați aflat prima parte a acestei povești și în a doua parte a emisiunii vom discuta și despre cum putem noi să ajutăm această familie. Revenim imediat. Am revenit la a doua parte a emisiunii noastre, ediție specială, avem un caz umanitar aici la TV Buzău, îl dezbatem și până la urmă îi rugăm și pe colegii din presă să ni se alăture în campania pe care am inițiat-o în această săptămână pentru a strânge bani. Micuțul Mario, l-ați văzut în prima parte a emisiunii, are tumoare pe creier, a fost operat de două ori, povestea este incredibilă, practic el a fost salvat în ultima clipă de medici foarte, foarte bun. Sunt, vorba aceea, sunt Dumnezeu pe pământ. Mario a fost salvat de medici specialiști de la Spitalul Bagdasar Arseni după ce părinții au trecut, din păcate, printr-un traseu de genul celor cu care ne-am obișnuit, așa să auzim în România, să li se dea pentru Mario un diagnostic greșit timp de mai multe zile, până când să ajungă părinții la București să afle că de fapt are tumoară pe creier, nici de cum viermi la stomac, așa cum li s-a precizat părinților. În studiul nostru se află tatăl lui Mario și colega mea Maria Stroie. Am vorbit așadar în prima parte despre cum ați aflat, cum s-a ajuns, a fost operat de două ori și faptul că acum e nevoie de o intervenție și mai complicată, o operație pe creier și mai complicată, care nu poate fi efectuată decât în străinătate, pentru că, într-adevăr, medicii din România nu își pot asuma o astfel de intervenție. V-aș întreba foarte pe scurt să ne spuneți cum ați ajuns să găsiți această clinică din Hanovra, din Germania, și detalii despre sumă și despre ce ar însemna sau ce ar presupune această intervenție. Da.
Noi nu am stat nici măcar atunci când Mario era, după ce a fost operat mai exact, pentru că până a fost operat nu am avut timp stând cu el non-stop și chinuindu-ne acolo și rugându-ne la Dumnezeu. Imediat după ce el a dat semne că se reface, ne-am tot interesat pe peste tot și în mediul online și persoane care au mai apățit cazuri asemănătoare și doctori care știu despre ce era vorba și toată lumea ne-a îndreptat către Hanovra și la îndemnul chiar și a doamnei Costache de la MedInvest de aici, de la noi, chiar mi-a zis te și ajutăm să trimiți dacă este mail-ul cu tot ce trebuie acolo și pe DHL CD-urile cu RMN-uri, cu CT-uri, ceea ce am și făcut. M-am interesat și dacă mai sunt și altele, într-adevăr mai sunt și altele, dar nu la fel de buni medici și tehnologie, de fapt, ca cei de la INI, de la Hanovra, de acolo. Din păcate, n-am primit foarte repede un răspuns la mail-ul care l-am trimis de aici. Eu n-am stat degeaba în timpul ăsta chiar deloc. Cu oricine mă întâlneam, nu conta că îl cunosc, că nu-l cunosc, povestea, între ghilimele, pentru a afla informații. Așa am ajuns să cunosc un alt tătic disperat și care a fost acolo, dar la el a fost un alt tip de problemă, în sensul că la el s-a agravat fiind de altă natură tumoarea și a fost acolo foarte mulțumit, l-a salvat copilul de la, cu tumoare, tot așa tumoare la cap, i-a salvat-o, i-a scos-o, l-a tratat și a scăpat de ea, numai că la el a fost malignă și s-a dus pe coloană și se chinuie acum cu cea de pe coloană. Nu știu, i-a mai ajutat și eu cum am putut cu alte informații. Mi-au zis că singura lui șansă este acolo. Mi-au zis că ei s-au adresat unei firme care se ocupă special de cazuri extreme să găsească soluții de clinici, de doctori în lume, pe peste tot. Așa am luat legătura cu clinica respectivă. Într-o oră mi-au trimis mail înapoi cu răspunsul. Au zis că în paranteză mi-au scris că în cea mai mare parte a cazurilor, dar trebuie investigat, adică să știe și oamenii despre ce e vorba mai exact, se operează, după care am făcut ce RMN, mi-a cerut RMN, le-am făcut RMN, l-am trimis la ora, după ce am făcut RMN-ul marți, chiar marți acum, la ora 3 am ajuns la firma respectivă, la 6:30 mi-a redirecționat mail-ul către mine direct de acolo, de la doctorii de la Hanovra. Și a spus într-adevăr ce povestea mai devreme, că cea mai mare parte se scoate, că operația poate ajunge ușor la 45.000 de euro. Ei mi-au cerut niște analize ca să vadă, ei n-au văzut copilul și nu știe, chiar se întreabă dacă după atâta tumoare și după atâta problemă, copilul mai merge, mai vede, mai mănâncă. Și atunci mi-au cerut să le mai fac să-i mai fac copilului un consult neurologic, l-am făcut, oftalmologic nu a fost doctorul, era în concediu, o să-l fac marți sau miercuri cel târziu, probabil. RMN-ul l-am făcut, l-am trimis și exact asta au zis. Și acum așteptăm, ne-au mai scris în mail că se reoperează după 3 luni, maxim 4 de la prima operație. Noi deja avem o lună jumate mai bine, deja vine Paștele, trecem aproape 2 luni. Și practic avem cam o lună de zile să strângem toți banii. Încercăm și ne agățăm de orice fir de ață, de orice chestie ca să putem să facem rost. Ce am putut strânge până acum sunt undeva la 211 milioane cu tot ce am mai strâns și noi și am mai avut. Am mai făcut o refinanțare la creditele pe care le aveam și banca a mai putut să mai îmi dea încă 320 de milioane. Am mai strâns chiar și azi 520 de euro. M-a mai sunat cineva că mai are 5 milioane, încercăm pe toate fronturile. Mai am o promisiune că o să mai fac un contract de sponsorizare, o firmă de vreo
suma mai frumușică, încă nu știu și nu aș vrea să o spun pentru că nu, n-am văzut-o. Așa, eu o să încerc pe la toate cunoștințele pe care le am să mă ajute, să pot să-i strâng la timp, să pot să ajung la timp, pentru că dacă trece iar de 3 luni maxim, 4, cum au spus doctorii, iar nu este bine. Toată bucuria este că după remeneu care l-am făcut marți, mi-au confirmat că și în biletul de externare, că biletul de externare de după remene, că am fost internați 2 zile ca să facem remeneu, cu investigație, bineînțeles, mi-au confirmat că suntem stabili, că nu, tumoarea este exact cum am plecat din spital, adică a stagnat, nu a scăzut, nu a crescut nici tumoarea, că funcționează drenajul și că Mario este așa cum l-ați văzut și îl vedeți. Și sperăm să fie așa până când om ajunge acolo. Da, și tu, Maria, l-ai văzut, ai vorbit cu el. Așa este, este un copil extrem de prietenos, sociabil și ce aș vrea să le spunem telespectatorilor este că e nevoie să se strângă această sumă într-o lună. Da. 45.000 de euro este costul pe care îl presupune numai operația în sine. Însă, după această operație, vorbim și de un tratament extrem de costisitor. Da, din ce știu, este și tratamentul destul de costisitor. Acum, eu nu mă rog la Dumnezeu decât să ajung cu el la operație, că cel mai important este să facem ce e prima dată de făcut. De după operație, sincer, nu știu ce costuri or să fie. Chiar nu știu ce să zic. Sunt acum concentrat, foarte concentrat, să spun așa, doar să reușesc să ajung la timp cu el acolo ca să fie cum trebuie să fie. Maria, vis-a-vis de sumă, știi că există un astfel de situație, domne, e prea multă sumă, poate. Așa sunt este. Unii care ar gândi, e mult, nu o să ajungă să strângă niciodată. Dumnezeu e sus și până la urmă... Știi cum e? Pentru noi, oamenii de rând, este o sumă fabuloasă până la urmă. Nu trebuie să ne ascundem, însă pentru alții trebuie să recunoaștem că nu reprezintă mai nimic. Da, și până la urmă trebuie să gândim și pozitiv că dacă cât uși de puțin acolo de la fiecare... Așa este, din păcate oamenii se sperie, spun, 45.000 de euro, păi când? Însă, cu puțin de la fiecare... Trebuie să facem o minune pentru ca micuțul Mario să depășească această cumpănă prin care trec, iată, și părinții. Pentru că e cumplit să-ți vezi, e cumplit pentru noi din exterior să vezi un copil cum simte durerea, suferința până la urmă, dar pentru părinții lui care trebuie să aibă puterea și tăria să meargă mai departe și să-l sprijine până la urmă. Până la urmă putem să facem și un exercițiu de empatie. Ne putem așa gândi, este. Ne putem gândi că, Doamne ferește, se poate întâmpla și nouă în primul viață. Lucru la care, mă scuzi, la care m-am gândit când am făcut cunoștință cu părinții lui și, mă rog, când am ascultat întreaga poveste, a fost acela, pentru că, mă rog, ce este frapant, șocant și de netrecut cu vederea este lucrul că Mario nu a avut absolut nimic, deci nicio simptomă până la vârsta de 2 ani. Adică ne putem pune cu toții întrebarea aceasta, de la cel mai mic până la cel mai mare. Că, Doamne, cum să te trezești deodată să te confrunți cu un astfel de diagnostic? Da. Din păcate, ce am văzut și eu cât am stat prin spitale cu el, este foarte șocant, în sensul că am văzut și copii și oameni în vârstă, chiar și un om care dintr-o dată a zis că l-a luat curentul și a rămas cu gura strâmbă, dar de fapt el avea o tumoare la cap. Și un om foarte normal și pur și simplu așa s-a trezit dimineața cu gura strâmbă. Doamne ferește, da. La nimeni nu doresc niciodată că este foarte cumplit să te trezești peste noapte cu o palmă dată așa. E greu, într-adevăr. Vis-a-vis de ce bani a strâns până acum? Despre ce oameni vorbim care au sărit în ajutorul dumneavoastră? Sincer, mulți oameni pe care eu nu-i cunosc, chiar ne-am mai uitat așa pe desfășurător, oameni de, chiar nu i-am, cred că nu i-am văzut niciodată, au dat ba 500 de ron, ba 50 de ron, ba nu știu cât, în sfârșit fiecare cât au putut.
Cei apropiați, unii din ei m-au ajutat, m-au susținut, alții decât like-uri. Asta trebuie să conștientizăm, că orice bănuț contează. Da. Orice bănuț, până la urmă, este o cărămidă care face mult în cazul reamintim, acesta. Conturile deschise pe numele tatălui sunt afișate pe ecran, au fost afișate pe întreaga durata acestei emisiuni. Noi oricum vom continua campania. Suntem, din păcate, pe final de emisiune. Nu încheiem în acest moment, însă precizăm încă o dată că e un gest, până la urmă, din punctul meu de vedere, e un gest atât de mic, pentru că se pot aduna mult mai mulți bani. Eu vreau să vă întreb dacă ați primit o sumă așa, adică o donație care v-a surprins în bani. O donație în bani, da, am primit de la nașii lui, destul de mare, și au zis că o să mai facă. Dar vorbim de oameni care nu v-ar cunoaște, sau firme, au, că acest caz este mediatizat, apropo de like-uri pe Facebook. Da. Și acolo puteți să aflați și mai multe, dacă nu ați aflat esența acestui caz umanitar, puteți să intrați acolo și să vedeți și alte detalii. Dar asta vreau să vă întreb, dacă altcineva din afară... Da, am doar doi, să zic, un colaborator și un fel, o cunoștință, ca să spun așa, care mi-au promis că o să mă ajute mai substanțial, adică fiecare cum ar putea, eu știu, cu un contract de sponsorizare. Și dacă o să reușească ei să facă, probabil o mai avea încă vreo 2-3, dar trebuie să apelez, oricum nu o să fie, cu siguranță nu o să fie suficient, că este, suma este foarte mare și probabil ei ori pune cât ori putea, dar nu o să ajung niciodată. Ați încercat să luați legătura cu firme mari din Buzău, de exemplu? Cu firme mari n-am reușit cu cine să iau legătura, pentru că nici nu îi cunosc pe patroni sau, eu știu, pe oamenii de decizie de acolo. Oamenii trebuie să se sesizeze, că nu poți să bați la ușă. Da. Da, oricum, modestia, până la urmă, vă caracterizează și, bine... Și tăria aceasta... Da, eu am încredere în Dumnezeu în primul rând și cât îl văd pe El că este de vioi, mă întărește și tot timpul mă gândesc că nu există altă variantă și că eu trebuie să reușesc. Asta gândesc și asta trebuie să fac până la capăt și mă rog la Dumnezeu și rog pe toți cei care vor și pot, cât pot, nu contează. Pentru El contează orice, ca să putem să ajungem la suma respectivă, să putem să ajungem cu El la timp. Nu știu, acum fiecare care se gândește că e un copil fără vină, că noi oricum facem tot ce putem pentru El și până la capăt. N-am ce să dau înapoi nici măcar cu gândul vreo secundă. Și asta e, vă dorim și noi foarte multă putere în continuare să treceți peste aceste greutăți. Facem și noi în continuare un apel pentru cei care vor să... Nu ai cum să nu rămâi impresionat vis-a-vis de un astfel de caz, față de facem acest un apel caz în același timp ca fiecare dintre cei care ne privesc să se pună în locul acestor părinți, pentru că până la urmă despre asta vorbim, ca să le înțelegem durerea și drama prin care trec, doar așa o putem face. Da. Mai ales că există, până la urmă, vi s-a explicat și ce e risc dacă nu se va opera în acel moment, care ar fi problemele care ar putea să apară? Probleme sunt destul de multe, în sensul că, în primul rând, o să-i întârzie dezvoltarea lui din punct de vedere psihic sau, nu știu, și de toată natura, în primul rând, dar în al doilea rând poate face fimoze sau ceva de genul, le spune chisturi cum ar veni la tumoarea care a rămas. Iar cu citostatice, dacă o să facă, cred că nici în 7 ani sau 10 ani nu o să reușească să scoată câtă tumoare a rămas acolo. Și altă variantă, practic, nu prea există pentru ce a rămas la cât e de mare, decât să mai scoatem cea mai mare departe,
ca să putem să tratăm foarte, adică ce rămâne mai puțin să poată fi scoasă, că altfel nu există variantă. Spuneți și în reportaj faptul că statul român nu poate interveni să vă ajute cu bani pentru că acea clinică pe care ați descoperit-o este privată. Da, clinica este privată, ei nu acceptă, din ce am înțeles și eu și am auzit, că nu acceptă nici măcar pentru casa lor în Germania de sănătate, chiar și nemții, dacă vor să se opereze acolo, trebuie să plătească. Așa, clinica e privată, are politica lor de gândire, nu știu cum să spun, iar singura șansă, singura chestie, asta este de făcut. După de tratament am înțeles că dacă se face, nu tratamentul pe care îl fac ei, de la, că acolo trebuie plătit, dar dacă mai rămâne de tratat și pe urmă, am înțeles că există într-adevăr o înțelegere în Uniunea Europeană, la alte clinici din Europa sau chiar și în Germania, la altă clinică de a statului, cum ar veni statului german, într-adevăr se poate suporta cu casa de sănătate, dar... La INI nu, acolo n-ai ce să... N-ai dar variant. Să vă îndreptați către alt spital? Nu ați păi nu să... ai unde. În Boston, în America, am înțeles că mai există o clinică asemănătoare, dar probabil și acolo e același lucru. Sincer, n-am luat legătura cu cei de acolo, dar nu, cred că... Deci, și, sincer, chiar îmi spunea cineva care s-a operat acolo că aici, adică că a fost în cameră cu... cineva din Grecia care avea în Boston chiar un frate și a zis că, doctorii de acolo, dacă ești din Europa, de ce nu te duci acolo? Că în primul rând sunt mai buni cu aparatură mai bună. Cu... Da, până la urmă depinde foarte mult de aparatură. Exact, exact. Este ei fac operații pe nerv, pe nerv optic, pe nerv, vă dați seama că au... aparatură foarte performantă sau de ultimă oră, mai exact. Cred. Da, și în cazul mare este o operație foarte, foarte complicată. Păi da, că e centru nervos, centru de comandă al creierului, bulbul creierului e centru de nervos în care de acolo pleacă nervii, glandele nervii și de fapt tot pe nervi îl operează, practic. Adică tumoarea care a rămas este exact pe centru nervos, cum centru nervos pe bulbul creierului. Da, suntem la finalul emisiunii, din păcate. Maria. Aș vrea să spun că, iată, suntem în Vinerea Mare. Eu trăiesc cu încrederea și speranța că ne privesc oameni inimoși care au înțeles exact despre ce este vorba și, mă rog, reflectă asupra cazului și câteva minute doar să conștientizăm faptul că fiecare bănuț, după cum spuneam, contează. Și până la urmă, adevărul este că viața lui Mario depinde de fiecare dintre noi. De fiecare dintre noi care am ascultat această poveste și nu avem cum. Este imposibil să rămâi indiferent, să treci cu vederea un asemenea caz. Așa că îndemn pe fiecare dintre cei care au ascultat povestea și am încrederea că nu au rămas indiferent să țină cont și să contribuie cu cât poate fiecare pentru ca Mario să aibă șansa la o nouă viață. Bun. Domnul Tănase, și noastră ați făcut un apel mai devreme. Până la urmă, ăsta este mesajul. Ar trebui ca cei care, nu vorbim de oamenii care, într-adevăr, au o groază de bani și care ar putea fi sensibilizați. Din punctul ăsta de vedere, sunt convins că tot cetățenii simpli se vor ralia cazului dumneavoastră. Da. Și aceia sunt cei mai... Eu le mulțumesc oricum tuturor. Cei care pot să ne ajute, cei care se roagă pentru el și rugăciunile sunt foarte importante ca să fie el bine, că îi dă putere și îl întărește și Dumnezeu să fie cu el. Și orice om sau cei cu bani, cei cu mai puțin bani după putere, dacă pot să-l ajute și să ne ajute să trecem peste pasul acesta, ar fi nemaipomenit și le doresc multă sănătate, sărbători fericite și tot ce îți doresc dânsii. Noi o să continuăm să mediatizăm acest caz în speranța că tot mai mulți oameni se vor gândi că pot ajuta ca Mario să aibă o viață normală. Ați aflat în această seară povestea micuțului Mario de 2 ani și jumătate. Eu sunt convins că sunt oameni care s-au uitat la noi și care chiar se gândesc ca începând de marți, atunci când se deschide
banca, acolo unde este acel cont deschis, de fapt conturile deschise, să se ducă să doneze cât uși de puțin. Pentru că dacă am gândit foarte mulți așa, s-ar putea să se strângă și această sumă. Repet, TV Buzău va continua să mediatizeze acest caz. Vom încerca și noi să facem toate eforturile ca să sensibilizăm nu numai oamenii simpli, ci și oameni cu dare de mână, care au alte posibilități și care pot ajuta în acest caz umanitar. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați urmărit această emisiune. În numele, să zicem, trusului de presă de la TV Buzău, vă doresc să aveți parte de sărbători liniștite și multă sănătate.